Pacea Domnului! Aș vrea în dimineața aceasta să privim la o învățătură a Scripturii care ne vorbește despre faptul că nu ne mai aparținem nouă, că prin naștere din nou am devenit proprietatea lui Dumnezeu și suntem zidiți să fim niște temple vii în care Dumnezeu să locuiască prin Duhul Sfânt. Și dacă vreți să deschideți împreună cu mine, să citim două versete din 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Glorificați-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. În biserica din Corint, apostolul Pavel a predicat un an și jumătate și atunci când a ajuns acolo a spus că nu dorește să știe nimic între ei decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. După ce a plecat din Corint, a venit Apolo care era un orator, era un erudit și avea arta oratoriei. Și pe fondul acesta, cei din Corint au fost captivați de admirație cu privire la Apolo și au ajuns să zică că ei se identifică, că sunt al lui Apolo, alții spuneau că ei sunt ai lui Pavel, iar alții care îl admirau foarte mult pe Petru spuneau, eu sunt al lui Chifa. Biserica din Corint, către biserica din Corint, apostolul Pavel a scris mai multe scrisori, dar scrisoarea de față, 1 Corinteni, pe care o avem noi, este scrisă din două perspective. În primul rând, este ceea ce apostolul Pavel află cu privire la situația bisericii din Corint de la cei ai Chloei, sclavi sau protejați ai acestei persoane Chloe. Și pe de altă parte, este un răspuns pe care apostolul Pavel îl dă la o altă scrisoare pe care corintienii i-o scriu și abordează mai multe teme. Cei din Corint aveau mai multe probleme și una dintre probleme era cu privire la trup. Ei considerau că trupul fiind materie și urma să fie distrus, nu avea nicio importanță în planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu trebuia slujit doar cu sufletul. Și având această perspectivă, această concepție, mulți dintre ei trăiau în imoralitate sexuală și în moduri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Și vrând să abordeze problema aceasta a imoralității în trup, apostolul Pavel spune, nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt și există o întreagă progresie a locuirii lui Dumnezeu cu omul pe paginile Sfintelor Scripturi. Avem prima dată că Dumnezeu îl creează pe om și îl așează în grădină și Dumnezeu a dorit să locuiască cu omul în grădină. După aia avem cortul întâlnirii, dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul poporului său. După care urmează construirea templului din Ierusalim și slava lui Dumnezeu se cobora peste templu și acolo locuia Dumnezeu într-un mod fizic cu poporul său. După care avem această progresie a faptului că Dumnezeu s-a întrupat în trup de carne și de oase și a fost numit Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și acum trupul nostru a devenit templu al Duhului Sfânt, este locuința lui Dumnezeu, este locul în care Dumnezeu vine și locuiește în noi prin Duhul Său cel Sfânt și așteptăm o împlinire deplină a acestei realități a noului Ierusalim ceresc în care Dumnezeu va locui cu poporul Său pentru totdeauna. Și apostolul Pavel face referire la un aspect pe care ei l-au învățat, pe care ei l-au auzit și anume că nu știți că trupurile voastre sunt acum templu al Duhului Sfânt și templul reprezenta locul în care locuia prezența lui Dumnezeu. Era locul în care se aducea închinare lui Dumnezeu, era locul în care se aduceau jertfele cerute de Dumnezeu. Și în templul se făcea tot ceea ce era despre Dumnezeu. El era în centru. Și face trecerea aceasta de la templu, așa cum îl știau ei în vechime și așa cum au fost învățați,
și spunea că acum prezența lui Dumnezeu locuiește în credincioși, în trupul credincioșilor. Și spune, nu știți că trupul vostru este templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, Duh pe care l-ați primit de la Dumnezeu și prin urmare voi nu mai sunteți ai voștri. Și exact lucrul acesta, că noi nu mai suntem ai noștri, este chemarea pe care fiecare credincios are parte atunci când este chemat să renunțe la, să se lepede de sine, să renunțe la, la viața sa, să-și ia crucea și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Noi nu mai suntem ai noștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Și prețul răscumpărării, prețul cumpărării noastre este însăși sângele Domnului Iisus Hristos care a fost vărsat pentru răscumpărarea noastră. Și spune, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și Petru spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Biserica este prelungirea vieții lui Hristos pe pământ, de aceea trupurile credincioșilor sunt partea trupului lui Hristos. Prin trăirea lor zilnică în trup, credincioșii îl poartă pe Hristos în mijlocul lumii. Și a fost un verset care s-a mai tot amintit în mijlocul nostru și aș vrea să-l reamintesc și în dimineața aceasta. Romani, capitolul 12, versetul 1, spune așa, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi, din partea voastră, o slujbă duhovnicească. Am fost răscumpărați ca să fim proprietatea lui Dumnezeu și trupurile noastre au devenit templul lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său cel Sfânt. Noi nu ne mai aparținem nouă. Și implicația primă a acestui fapt, al faptului că nu ne mai aparținem nouă, este că trebuie să facem cu trupurile noastre ceea ce Dumnezeu vrea să facem cu trupurile noastre. Îi aparțin Lui. Atunci când deții un lucru, faci cu el după bunul tău plac, faci cu el ceea ce dorești să faci. Și noi trăim în acest conflict al faptului că încă ne aparținem nouă, noi simțim că suntem stăpâni pe trupurile noastre, că luăm decizii, că facem ceea ce gândim că este bine să facem și în același timp al faptului că suntem proprietatea lui Dumnezeu și acum suntem chemați să facem ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Și prețul răscumpărării noastre a fost unul enorm, a fost Domnul Iisus Hristos care s-a dăruit pentru noi, pentru viața noastră. Și prin urmare, admirând, meditând la acest preț mare care s-a plătit, spune, proslăviți, dați slavă lui Dumnezeu, faceți ceea ce este spre slava lui Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, ambele care sunt ale lui Dumnezeu. Și ca motive de rugăciune, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru locuirea sa în noi prin Duhul Său cel Sfânt. E o minune că astăzi în trupul nostru, în noi, într-un mod tainic, locuiește Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Să-i mulțumim pentru că ne-a descoperit acest mesaj prin Evanghelie, cum spune și textul, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Și există riscul uitării, atunci când uităm cine suntem și ceea ce s-a întâmplat cu noi, nu ne trăim identitatea. Și suntem chemați să ne amintim mereu și mereu că noi suntem un templu al Duhului Său cel Sfânt. Să-i mulțumim pentru prețul răscumpărării noastre, care a fost moartea Domnului nostru Iisus Hristos, și să ne ajute să-L onorăm cu întreaga noastră ființă, fizic și spiritual. Aș vrea să mai citesc un verset. Și voi, ca niște pietre vii, spune Petru, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus.